În contextul conflictului armat din Ucraina s-a pus problema administrării de iodură de potasiu populației în cazul unui accident nuclear. Lucrurile însă au degenerat instituindu-se din nou panică, dar nu este cazul. Din această săptămână, Ministerul Sănătății a demarat o campanie de informare cu privire la administrarea comprimatelor de iodură de potasiu în condițiile în care există suficiente doze. La nivelul județului Hunedoara, la Direcția de Sănătate Publică, sunt peste 500.000 de astfel de comprimate, pentru care nu trebuie condiții speciale de depozitare, urmând ca numărul acestora să fie suplimentat. Nu e cazul să fie panică, nu e cazul să ne îngrijorăm. Important este că Ministerul Sănătății și Guvernul României au luat măsurile și există acele comprimate, au fost livrate, așa cum ați spus, sunt în depozitul DSP, avem undeva la aproape 600.000 de comprimate, probabil că o să mai primim în perioada următoare. În principiu, în această perioadă se va face o informare a populației în ceea ce privește modul de depozitare, care nu e ceva, adică bagi într-un sertar, într-un dulap, să fie ferit de umiditate și, mă rog, condițiile nu sunt ceva speciale. Oficialii din sănătate mai informează că tabletele nu se iau preventiv, acestea putând cauza grave probleme de sănătate, ci se administrează numai în cazul expunerii la iod radioactiv ca urmare a unui incident nuclear, în primele 6 ore după anunțul autorităților, în doză unică. Totodată, administrarea iodurii de potasiu se va face diferențiată în funcție de vârstă, aceasta nemai fiind eficientă la cei de peste 40 de ani. Și trebuie specificat foarte clar, nu se iau preventiv. Deci nu discutăm de a se lua preventiv, nu există așa ceva. Administrarea în afara recomandărilor poate să dăuneze, poate să facă foarte mult rău. Se discută de administrare până la 40 de ani. Peste 40 de ani nu are niciun efect, din contră dăunează. Și se discută de administrare diferențiată în funcție de categorii de vârstă. Adulții au o anumită cantitate, copiii până într-o anumită vârstă o anumită cantitate, deci se vor transmite toate aceste informații și populația va fi informată foarte clar cu privire la acest aspect. Urmând ca undeva la mijlocul lunii să începem distribuirea acestor pastile. Este de așteptat ca până săptămâna viitoare să fie stabilit modul de distribuire al acestor pastile. În acest context, Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, a declarat că instituția pe care o conduce este pregătită pentru a distribui iodura de potasiu, dar speră ca pastilelor să le expire termenul de valabilitate fără a fi folosite. Noi sprijinim absolut pe toată lumea și medicii de familie și pe toți. Am zis că dacă am fi putut, noi DSP-ul ne ocupam de distribuire fără nicio problemă, doar că am fi total ineficienți, adică să distribuie într-un singur punct sau în două puncte din județ n-are niciun rezultat. Trebuie ca aceste pastile să ajungă, să fie la populație. Noi ne dorim ca aceste pastile să expire la populație, adică să nu fie necesar să fie folosite. Important este că există și suntem pregătiți să le distribuim și să fie, să zicem, să ne luăm gândul de la această problemă. Pentru mai multe informații, Ministerul Sănătății a pus la dispoziția publicului un call center dedicat, unde personal de specialitate va răspunde întrebărilor primite. Numărul de telefon este 021 317 4006 și poate fi apelat de luni până joi între orele 8:30 și 16:30, iar vineri în intervalul orar 8:30-14:30.